ce faci, Laura? O să te întorci la muncă? Da, de săptămâna viitoare chiar îmi doresc mult să mă întorc. Serios? Uh-huh. Mă uimești, sincer să fiu. Da, ai lucrat de acasă? Ți-ai făcut temele de acasă, să înțeleg. Uh-huh. Super tare. Ți-am spus că am o grămadă de muncă. Te rog, hai să nu începem din nou discuția. Păi cum, Diana poate veni și tu, nu? Diana iese mereu la 5, iar tu mereu peste. Tu știai că pleacă câte 2-3 ore de la firmă? I-am văzut eu cu ochii mei. Care e, mă? Și cu șeful. Cine, mă, Laura, cu da, șeful? Da, măi, Laura! Să știi că mi-ar fi plăcut mult ca și colegii, colegele mele să fie puțin mai determinați și puțin mai interesați. Tu n-ai turnat. Da, mă, că eu altă treabă n-aveam. Tu n-ai turnat, fată, tu ai vorbit cu șeful. Tu n-ai îmbărligat să ne oprească 15% auziți, din salariu. Auziți, eu altă treabă n-am. Ce împăcare, mamă, cu o femeie care își înșeală bărbatul? Ce dar de unde știi tu, mă? De unde știi tu? Ai văzut tu? Dar nu s-a întâmplat nimic. Nu știu cine ne vrea rău sau cine vă vrea rău. Mie, pentru că între mine și ea nu e nimic. Vrei rău. Eu? Tu, ce caut la ușa mea? Simplist vorbind, dacă într-o căsnicie există iubire, toate au o rezolvare. De multe ori așa este. Dar căsnicia unor tineri înseamnă, printre multe altele, și evoluția individuală a fiecărui partener. Iar dacă există un decalaj în ce privește acest aspect, pot apărea probleme greu de gestionat. Și dacă mai adăugăm și diferența de intelect, care de obicei se mărește pe măsura trecerii anilor, atunci putem vorbi cu adevărat de o situație complicată. Laura și Ciprian sunt căsătoriți de câțiva ani și au împreună o fetiță, pentru că le este greu ca oricăror părinți, alături le este mama lui Ciprian, care acum a ajuns la o frumoasă vârstă ce merită sărbătorită. De la eveniment nu lipsește nici Diana, sora lui Ciprian, o prezență aproape permanentă în casa și în viața celor doi soți. Mulțumesc, copii! La mulți ani, mama, să ne trăiești! Mulțumim, dragii mei, mulțumesc, vă mulțumesc! Să fii sănătoasă, mama, să ne mai trăiești încă 60 de ani! Doamne, așa, să fii întors să spui o dorință! Da, uite și pune! Să mă îmbogățesc peste noapte! Să-mi trăiască copiii! Da, mulți ani! Și uite, am ajuns și la 60 de ani. Nici nu zici că am 60 de ani, eu zic că am 40. Dar nu contează vârsta. La mulți ani, mulțumesc, să fii mie, vă mulțumesc din tot sufletul pentru surpriza care mi-ați făcut-o. Vă mulțumesc mult, m-ați făcut tare fericită. Ne bucurăm. Timpul trece foarte repede. Mama a împlinit 60 de ani, fetița mea un an jumate și mâine, poi mâine, o văd mergând și la școală. Sperăm să-ți placă bunii. Vai, vă mulțumesc mult de tot. Asta e sufletul meu. Cum să vin, mă, cu albumul ăla învechit de poze la ziua ei? O fi și mama la pensie, dar n-a luat-o razna. Pentru asta, de când așteptam, eu chiar vroiam să-mi iau un album și să-mi... E superb. Vai, vă mulțumesc din suflet. Îți place? Superb. Oricum, ai uite, acolo eram noi mici. Foarte. Ții minte? Vai, ce-mi doream. Mi-am dorit tare mult. Tare mult mi-am dorit. Și uite că mi s-a îndeplinit visul. Asta e sufletul meu. Ne bucurăm că-ți place. Haideți, fă și cadoul de la mine, mamă. Te rog. Măi, mamă, măi, Diana, mamă. Wow. Măi, mamă, ai dat toată cea bani, mamă. Ce fețe au făcut fratii meu și cumnată mea când i-am dat cadoul mamei? I-am cam umilit puțin. Cumnată mea face ea ce face doar ca să iasă în evidență. Soacră mea a spus clar că nu are nevoie de lucruri scumpe, ci chestii simbolice. Hai, lasă, mamă, să ai și tu ceva diferit, să fie babele astea de la bloc invidioase pe tine. Ia dă să ți-o pun la mână, să vedem mamă, cum se vede. Sunt o grămadă de bani, măi, Diana. Meriți, mamă, tot ce e mai bun. Ia uite ce frumoasă e. E foarte frumoasă. Îți place? Porți sănătoasă. S-o porți cu drag. Îți mulțumesc, mami. A costat o avere. A costat, merită. Îți mulțumesc, mami, m-ați făcut fericită. Dar m-ai face fericită dacă erai și cu soțul tău. Eu cred că ultima dată l-am văzut la anuntea noastră. Tot singură, mamă. Tot singură, mamă. George a avut niște treburi de făcut, a prins un contract bun și nu a putut să ajungă, dar ți-a transmis multă sănătate. Pe George, cumnată-mi, nu l-am mai văzut de mult la față.
Eu cred că ăștia doi nu mai formează de mult o familie. Mulțumesc, dar eram și mai fericită dacă era împreună cu o el. O să vină și el, o să vină când își rezolvă treburile. Pe cum, mamă, că treburile a fost de Crăciun anul trecut, de Paști la fel. Tot timpul el are treburi, mămica. Hai, mamă, stăm să vorbim de George acum. Du fata la desene, merg să duc la desene, să nu mai are răbdare. Gata, vita mea, da? Hai, zic cu data, pa, la mulți ani, bunii. Pa, bunii, mulțumesc. Pa, bunii, te iubește, bunii. Poate peste un an, doi, mai face un copil. Că s-ar fi cel mai frumos cadou pentru mine. Și ce faci, Laura? O să te întorci la muncă? Da, de săptămâna viitoare chiar îmi doresc mult să mă întorc. Serios? Uh-huh. Dar de ce îți dorești așa mult? De ce nu mai stai acasă? Poți să mai trântești de un copil? Mai stai 2 ani cu soțul tău? Păi eu să știi că sora mea nu zice rău. Am stat destul acasă și oricât de tare mi-aș mai dori un copil, nu cred că este momentul acum să ne mărim familia. O să vină, da? Viitorul apropiat. Acum vreau să mă realizez pe partea profesională. Să pot să-i ofer Bianca ceea. Ești sigură? Da. Eu dacă eram în locul cumnatei, mai puneam de un copil și stăteam bine mersi 2 ani acasă. Chiar el mă susține, nu? Oare? Da, suntem siguri. Haide, mamă, că nu mai pot. Gata, mă, imediat. Imediat, mami. Așa pofticioasă, da. Ești de păcăriști, ești din nume. Imediat, te servește, mami. Păi uite, ai putea să-mi dai mie decât să... Trebuie să... să ai grijă, frate meu, cu femeile astea care vor să muncească mult. Adică ce vrei? De ce, draga mea, tu nu muncești mult? Ba da, muncesc. Păi și atunci? M-am decis să merg la muncă mai devreme. Însă aș vrea ca Bianca să facă 2 anișori și apoi să o dăm la creșă. E bine că Laura se întoarce la muncă. Să se țină de serviciu, că au nevoie de multe. Părerea mea e că ar mai fi trebuit să stea o perioadă acasă. Să mai ia o pauză. De ce crezi mai... asta? Păi... Eu nu știu, nu cred că e momentul să se întoarcă acum la... Poate că Diana are dreptate. Ideea este că Bianca are nevoie de multe lucruri, iar eu vreau să nu-i lipsească nimic. Și ce face o mamă responsabilă? Merge la muncă, nu? Da. Nu, mamă? Așa e, mamă. Și pe lângă... Așa e, că e viața foarte grea. Pe lângă asta am noroc cu mama. Foarte grea. Am noroc cu mama că am mai stat cu ea și mi-a zis că o să mai stea cu ea până o să găsim o creșă, ceva. Pe Laura nu prea o duce capul, dar măcar e fată de treabă. Ne înțelegeam bine înainte la muncă. Mamă, eu zic să nu-l dați la creșă, pentru că are deja 2 bunici. Are cine să-l crească, mamă. Am zis să nu vă deranjăm pe voi mereu, mereu, mereu. Nu e vorba de deranj, mamă, trebuie să vă ajutăm și noi cu ce putem, pentru că e viața foarte scumpă, foarte scumpă. Nu așa este. Și noi, uite, avem pensiile mici, de-abia trăim cu pensiile sau măritoate. Dar să mări și indemnizația. Sau măritoate, sau scumpit toate alea, nu ne mai ajungem cu nimic nici noi. Așa că trebuie să vă ajutăm și pe voi. Cum putem, cum nu putem, păi, de ce are cine. Uite, tocmai de aceea vreau eu să merg la muncă, să avem tot ce ne trebuie și automat dacă o să avem noi, o să avem și dumneavoastră. Hai să nu ne supărăm că doar ești ziua mamei, nu? Să dormim pentru ea. Mulțumesc, mamă. Să fii sănătoasă. Și vă mulțumesc încă o dată pentru... Și încă o dată să ne trăiești. Cu ce m-ați onorat, uite ce frumusețe mi-ați dat. Înainte de a naște, Laura a fost colegă de muncă cu Diana, fiind un om foarte apreciat de șeful direct, iar întoarcerea ei la birou este așteptată cu nerăbdare, însă asta înseamnă și o concurență directă pe care i-ar face-o cumnatei și unui alt coleg, niciunul foarte ambițioși. Chiar n-am chef de muncă astăzi. Dar de ce ne-or lăsa ăștia, frate, să începem și noi munca la 12? Ce, vii la 10 la muncă, frate? Ultimii oameni. Ia uite, fată, lume nouă. Știi că se întoarce la muncă? Ce faci? Ce faci, mă? Bine ai venit! Bine, sănătoasă? Bine ai venit! Da, bă, voi nu cred că v-ați mai văzut de mult, așa nu, e, a? Nu, aici. Bă, dacă tot ați venit, nu începem noi cu o cafea? Ne povestești și nouă cum a fost? Hai să mergem! După aproape 2 ani, Laura s-a întors cu un mare chef de muncă, însă Diana și colegul ei, Andrei, sunt în ziua în care nu simt deloc că ar trebui să dea randament. Ne-ai adus niște, uite, parfumuri, asta e pudră cu sclipici. Pentru mine nu, poate pentru nevastă. Pentru soția ta, mai încet un pic, serios, nu mă pot concentra. Dar ce, dragă? Păi urlați! Îți mai interesat eu de toate nebuniile astea decât ești tu? Dar nu ești mă interesează. Femeie, adică puii mei, iar trebuie să ții și tu trebuie. Așa. Hai, fată, lasă că nu ieși cu aici. Da, mă, dar vezi că la bani puțini. Vă rog, doar mai încet puțin. Ești lor nevastă mea, cred.
Hai mă, vino și tu să iei ceva, că nu e șeful aici. Dar nu vreau nimic, nu mă interesează că nu e șeful aici. Am venit să muncesc, nu să caut parfumul și prostii. Ce zici? Da. La început am fost și eu ca Laura. Dar o să-și dea seama cum stau lucrurile pe aici și o să-i cam piară el anul ăsta. Nu înțeleg de ce e așa disperată. Atâta timp cât nu suntem în vizorul șefilor, toate merg ca pe roate. Să mă rute în pușcă ăștia. Mă duc la nuntă. Ar fi ok, poate uite niște. Și-mi iau și un ceas din ăla șmecher. Mm? Se potrivesc? Vreau să mănânci ceva. Bă, dar astea sunt toate desfăcute, frate. E ok să fie desfăcute? N-ar trebui să le dea și ea noi? Sau astea doar să le vedem? Daniel, mai dragă că îți reduce la bani. Haide, fată, vină să iei și tu lui Cipri un parfum. Lasă că are Cipri destule parfumuri. Puneți mâna, frate, și munciți. Hai că după ieșim la masă. Vino să cumperi și tu ceva. De chiar unde mâncăm azi? Păi, nu știu. Eu nu merg. Vrei să mănânci ceva special? Jur că aș mânca o șaormă, n-am mai mâncat de mult. Ia uite, frate, asta. Se explică burta aia. Da, pentru soția ta, nu? Auzi, mă? L-o asta i-a prins rău de tot în concediul ăsta de creștere copii. Da, vârsta, ce să-i faci? Ce ți-a făcut, mă, bărbatul? Totul merge perfect aici, dar a apucat-o pasta excesul de zel. Eu am aspirații mari și vreau să fac ceva cu viața mea. Nu sunt ca Diana și Andrei, care taie frunze la câini toată ziua. E ciudat, rău, jur. Să mă rog, parcă nu era așa, era așa mai degașcă. Sunt și eu aici, în cazul în care ai uitat. Ai auzit ceva? Disperată, rău, bă, cum n-atât asta, bă, să mor. Frate, vreau să muncesc serios, frate, stai, mă, că s-au încurcat astea aici și-s mișto, uite, să-i dau. Duceți-vă în hol, duceți-vă în altă parte, aici v-ați găsit? Nebunii să mă duc în hol, să ce, să treacă toată lumea să mă vadă acolo. Păi atunci nu mai urmă la așa pe muncă? Ăsta. Păi pe ce vrei să fiu? De ce vin la muncă? Nu să muncesc? Să stau toată ziua, să mă uit prostii după voi? Vezi că nu e bună atitudinea asta. Uitați după toate ciurucurile, hai. Ne strigi vibe-ul nou. Bă, nu știu, nu-mi plac asta, n-am ce să cumpăr. Uite, cumpără-i soției tale niște mochiș. Jur că sunt mișto, uite. Bine. Ha? Da, sunt drăguț spuse ei. Dacă aveau și niște pietricele, cred că era ceva. Sunt ok și așa. Oricum, cred că e la jumătate de preț. Ne este deja evident că Laura nu are nicio legătură cu Andrei și cu Diana, iar în scurt timp, toate eforturile tinerei mămici se văd. În plus, are și cine să le aprecieze. Ce faci, Laura? Ah, șeful. Bine, dumneavoastră ce faceți? De la ieșirea în sus, încerc să evit trafic din București. Dar ce-i cu tine la birou, că ați terminat programul cu 4 ore? Mă zbat foarte mult, deoarece orice contract adus nou în firmă înseamnă și un comision bun. Te-a dat bărbatul afară din casă? Care e faza? Nu s-a întâmplat nimic. Nu, lucrez la ceva foarte important. Ok. Și fac overtime. Măcar cineva să lucreze în compania asta, că colegii tăi nu prea. Uitați. Ce producești? Chestii pentru tinerele mămici, electrocasnice. Ok. Okay. Și sunt eu și când eram acasă însărcinată am studiat acest domeniu. Vorbesc serios? Da, și wow. Acum vor să vină pe piața din România și ar fi singuri. Cât timp am stat în concediu pentru copil, am avut destul timp să mă documentez cu ce mai este pe piață. Dacă Laura va ajunge să aducă un asemenea jucător pe piața noastră, clar compania noastră va avea un real succes. Mă uimești, sincer să fiu. Da, ai lucrat de acasă? Ți-ai făcut temele de acasă, să înțeleg. Uh-huh. Super tare. Și am stabilit o întâlnire cu ei. Bravo, bravo, Laura. Îmi place, îmi place. Nu vreau să te mai rețin, că știu cum e să ieși din rit. Și ne vedem mâine. Bine. Apropo, poți să-mi spui Sebi. Ok, Sebi. Mă bucur că există cineva în compania asta care și muncește, nu ca ceilalți care se fofilează. Mă bucur că șeful meu apreciază efortul. Și cine știe, poate într-o zi chiar voi primi și o mărire. O singură rugăminte am de la tine, să o lași puțin mai moale, pentru că credem o să fie bine. Deocamdată ești numărul 1 în companie de când ai venit. Ideea este în felul următor. Eu mă zbat foarte tare pentru acest contract. Observ chestia asta. Am găsit chiar și niște vedete să le facă promovare, mass media.
Vorbesc serios? Da. Okay. Îți dai seama că nu o să stau mereu peste program, pentru că am și o familie acasă, am și un copilaș și doar că îmi doresc foarte, foarte tare să prind acest contract și în primul rând ar fi bine și pentru noi, pentru firmă. Ar cu siguranță, cu siguranță. Să le avem la portofoliu. Cu siguranță. Și cu ocazia asta voi lua în considerare de asemenea o promovare. Da? În viitorul apropiat. Aștept. Cu cea mai mare plăcere. Nu vreau să te mai rețin. Știu cum e să te scoate cineva din rit. Ne auzim pe mâine. Ok. Seară bună, Sebi. Ok. Seară faină. Pa, mâine. Pa. Laura este o persoană foarte conștiincioasă, iar tot efortul ei nu trece neobservat, de apreciat. Însă soțul Laurei o apreciază la fel de mult? Așa ar trebui. Bună seara! Laura, asta se vine? Adică? Tu nu ai program de lucru? E, tocmai că vin de la lucru. Cum, la ora asta? Păi nu așa am venit și seriile trecute, ți-am spus că am o grămadă de muncă, te rog, hai să nu începem din nou discuția. Păi cum, Diana poate veni și tu nu? Diana iese mereu la 5, iar tu mereu peste. Da, deși programul se termină la ora 18. De când te-ai întors la serviciu, văd că ți-au schimbat ăștia și programul de lucru sau... Da, pentru că îmi doresc eu mai mult. Eu nu sunt Diana. Mie mi se pare aberant că sora mea scapă la ora 5 după amiaza, iar Laura... ajunge abia seara acasă. Ciprian nu apreciază deloc că eu muncesc atât de mult. Mai degrabă freacă menta la fel ca sora sa și tot mie îmi face reproșuri. Dar cu ce e mai șmecheră decât tine? Ea poate și tu nu poți. Eu nu consider șmecheră dacă ea pleacă înainte să se termine programul. La ora 18. Păi și tu nu poți? Eu nu vreau. Păi de ce nu vrei? Pentru că eu vreau să muncesc să fac ceva cu viața mea. Nu mă duc la muncă doar să fiu prezentă. Soțul meu nu știe ce înseamnă să lucrezi la proiecte mari, pentru că el este bugetar. Cum s-a terminat programul, rupe ușa. În ritmul ăsta, eu nu o să mai am timp de treburile mele și o să fiu obligat să am grijă de copil. Ba chiar ea e mai șmecheră decât tine. E pentru că ea își vede interesul, iar tu ești sluga ălora de acolo. Eu nu sunt sluga nimănui, eu muncesc pentru mai mulți bani. Dar tocmai pentru că avem un copil de crescut și apropo... De ce nu poți face și tu ca Diana? Fii pentru că eu nu sunt Diana. Cu munca și mai... Fiind nepăsătoare cu munca, automat nu vă mai aduce un venit bun în casă, așa că nu, ăsta e interesul meu. În fine, vezi că mâine la ora 4 trebuie să fii prezent să stai cu fata, pentru că eu am foarte multe treabă. La 4. Nu pot. Cum adică nu poți? Îmi pare rău, nu pot. Mâine am fotbal. Am vorbit deja cu băieții, îmi pare foarte rău. Dar nu mă interesează că ai fotbal, adică tu nu poți să stai cu copilul tău? Serios? Băi, îmi pare rău, nu pot. Tu nu poți să stai? Eu nu am cum. De ce stai peste program? De ce nu vii mai devreme? Sunt la serviciu pentru că nu am cum. Mâine am o întâlnire importantă. Chiar nu am cum. Ce înseamnă asta? Mă pedepsește pe mine că vrea să facă ea ore suplimentare. Mie nu-mi convine. Aproape 2 ani am stat doar eu cu Bianca. Iar acum când trebuie să stea și el câteva ore, comentează. Adică tu nu ești în stare să stai cu copilul tău și îmi spui că mai vrei un copil. Păi cum să mai fac eu un copil cu tine în condițiile în care tu nu ești în stare să stai cu fita? Serios? Îți eu pot sta de mine? Cu copilul meu, pe eu pot sta... Pe lângă faptul că în fiecare seară o spăl, îi fac de mâncare, o adorm, da? Cum așa? Ar veni, am și programul Tura 2. Tu nu apreciezi. Scuză-mă pe mine că am și eu o treabă cu băieții. O treabă cu băieții tocmai e mai important copilul tău, pentru că eu nu mă duc la distracție, eu mă duc la muncă, ai înțeles? Te duci la muncă pentru familia ta, nu te duci pentru... Păi tocmai mă duc la muncă păi pentru familia mea. Și de ce îmi scoți ochii cu asta? Păi atunci lasă fotbalul. Păi și de ce îmi scoți ochii? Tu când te duci și te plimbi cu prietenile, nimeni nu-ți scoate ție ochii. Băi, eu ți-am am și eu mâine... odată și eu să ies cu băieții la fotbal și tu îmi faci așa? Nu mă interesează, lasă-mă, mă duc să mă spăl și așa. Bine mă, o să sun pe mama și o să vină ea. Sună pe măta. Se pare că indolența și lenea sunt o trăsătură comună a celor doi frați. Sigur, ne referim la Ciprian și la Diana. În schimb, Laura este dintr-un alt aluat, iar rezultatele muncii ei nu sunt altceva decât niște consecințe firești. Așa se explică și atenția mai mare pe care o acordă Sebi, șeful companiei. Apropo, voiam să zic ceva. Indiferent de ce o să se întâmple cu clientul chinez, de la întâi o să ai parte de omărire de salariu da? De 500 de lei.
Știu că nu e mult, dar m-am gândit că o să te ajute, plus că vreau să-ți crezi toate condițiile. Nu contează, apreciez că te-ai gândit la mine. Păi e ceva normal, ești cel mai bun... Faptul că observ că mă muncesc. Ești cel mai bun angajat al meu și încerc să te ajut și să-ți crezi toate condițiile. Eu îți mulțumesc din suflet. Dacă toți angajații mei ar fi precum Laura, compania zbârnâi. Oricum nu aș vrea să o iei ca pe un favor și colegile tale au primit o mărire de salariu în pandemie. Da? Da. Super tare. N-am știut. Da, am zis să stimulez puțin angajații. Nu știu că e o perioadă mai grea și... Da. Nu mi-a spus culnățica mea. A, nu ți-a zis? Nu. Wow. Ok. Chiar am întrebat-o, a evitat puțin. De ce? Nu știu, chiar nu știu că... Vorba aia, doar nu împărțim aceiași bani. Nu înțeleg problema ei. Da, destul de ciudat. Am impresia că Sebi mă cocoloșește puțin. Dar merit chestia asta. Să știi că revenirea ta m-a determinat să iau o decizie. Am un proiect pe care l-am înmânat domnișoarei Diana. Și mă cam ține pe loc așa de vreun an jumate. Cred că o să ți-l încredințez ție. Cu mare drag, mă simt onorată, doar că eu vreau prima oară să iau lucrurile în ordine și să termin contractul. Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Întâi rezolvăm contractul cu acest client chinez și după te poți apuca de... Exact, să nu ne apucăm de 10 lucruri și să nu iasă niciunul bine, prefer să le iau în ordine. Total de acord. Mi-am propus să muncesc pe brânci, chiar dacă în felul acesta îmi neglijez familia, dar până la urmă tot pentru ei muncesc. Încerc să creez toate condițiile Laurei, pentru că sunt conștient că concurența o poate fura oricând. Să știi că mi-ar fi plăcut mult ca și colegii, colegele mele să fie puțin mai determinați și puțin mai interesați în muncă. La ce te referi? Nimic, nu mă luați seama. Nu, nu. Dacă chiar ai adus... Nu, nu, vorbește gura fără mine, stai liniștit. S-a întâmplat ceva sau ați avut vreo altercație pe la birou? Nu. Poți să-mi spui, știi că apreciez chestia asta cu sinceritatea la tine. Doar așa, din observațiile mele, nu prea aș dau interes atât, dar tot în rest nimic. Pot spune că am observat și eu niște chestii de la un anumit timp, doar că poate nu am fost pe fază. Nu vreau să stau o viață întreagă la serviciu. Am aspirații mari, dar vreau să văd și realizări. Sunt conștient că nu toți angajații mei sunt precum Laura, dar acum trebuie să mă mulțumesc cu ce am. Laura, știi că ești cel mai bun om al meu și că poți avea încredere în mine. De asta aș dori să, în caz de se întâmplă ceva, să-mi spui. Da, stai liniștit, dacă o să observi ceva, o să te anunț. Super, adică știi că poți avea încredere în mine și... Da, până la urmă e totul spre binele firmei. Și tot ceea ce fac pentru binele firmei și pentru binele vostru. Știu. Și de asta aș dori să mă atenționez, să spunem așa. Stai liniștit. Dacă apare ceva, în special în birou. Stai liniștit, fără grijă. Ok, super. De ce ai venit? De ce te-ai întors? Ne faci nouă cheie aici? Eu nu am spus nimic nimănui. Foarte bine și fără tine. Ce înseamnă asta? Ia mai bine ia-ți tu catrafusele și mută-te în birou singur. Tu nu știi lângă cine pui capul pe pernă noapte? Păi ce a făcut Laura? Acasă... A făcut foarte multe, tu nu știi. Laura chiar mă înșeală cu șeful ei. Te rog să ai încredere în mine. Mama, nu e adevărat. Diana vorbește numai prostii. Am auzit și eu din sursele mele. Din sursele tale, de la sorta sau de unde? Da, de la Diana. Și tu o crezi pe Diana? Am văzut mai multe cu ochii mei. I-am văzut și când au plecat din firmă împreună. Diana, te rog să ai grijă de casa ta. Și să te intereseze de familia ta. Nu de ce fac alții în casele lor. Discuția Laurei cu șeful ei a produs primele rezultate, iar asta se întâmplă mult mai repede decât credeau Diana și cu Andrei. Da, șeful? Am nevoie să mă ajut să trimit niște mail-uri acum la o companie. Sigur, trimit.
Da? Sigur, să-mi spuneți unde. Hai că îți pun totul pe mail la tine și după aia te descurci tot de acolo, da? Hai, bine, șeful, bine, la revedere. Ha. Ce aveți, dragilor? Nu mai chicotiți? Haide, mă, lasă-ne în pace, vă dăm-ne și piciorile, că asta îmi lipsea mie acum. Ferească Dumnezeu. Chiar nu mai am niciun chef de muncă, nu mai am de nimic. Dar pe bune, bă, zici că... Ați avut vreodată chef de muncă voi? Da, bineînțeles, fată. Ce ți se pare că doar tu muncești aici? Lasă-mă în pace, nu mai băga în seamă că deja sunt fiert. Ce ați pățit? Ne mai întreb și ce am pățit, ce să pățim? S-a luat șeful de noi, că n-avem orele făcute. Bă, dar eu nu înțeleg pe ăsta. Eu v-am spus? Ce n-ai zis tu, mă? În situația asta, cel mai bine ar fi să ne dăm toți demisia. Și să vedem apoi ce or să facă fără oameni. Eu le-am spus de când am venit, ca fiecare să-și vadă de treabă. Deoarece or să primească ce merită. Și fix asta s-a întâmplat. Și aveam un frate ăsta cu mine. Când eu îmi fac treaba repede, dacă eu muncesc mai repede, de ce mă interesează când plec eu? Plec mai devreme, dar am terminat treaba, da? Sunt în urmă cu vreun proiect? Nu sunt, cu toate la zi. Nu știu, nu știu ce e cu el. Îmi vine să sparg turnichețe aia. Auziți, mă, dar voi ce bă, credeați? Ce să credem? Că el nu-și dă seama așa? Că voi n-aveți chef de muncă? Ce să-și dea, mă, seama? Ce să-și dea seama? Nu și-a dat seama în 2 ani de zile, își dădea seama acum? Dar ce credeați, că sunteți la stat sau că ieșiți de aici la pensie? Atâta timp când ne-am făcut treaba, și care-i faza? Ne-am respectat programul. De dimineață, parcă mi s-a arătat în cafea, că azi o zi proastă. De-aia nici ne-am dat lua la cardul la intrare. S-a uitat pe camerele alea. A văzut el. Bă, și toți fraierici ăștia, bă, toți pupătorii ăștia. Gata, șeful, rezolvăm, ți-arăt eu când a venit, când a intrat. Da, când... păi normal să se pună bine cu el. Că, Doamne, stau eu să vede pe camere, că nu muncesc. Păi normal că se vede pe camere, voi nu vedeți că sunt. Bă, dar eu mă descurc, da? Eu dau de 2 ori în butoane, am terminat treaba. Ție ți-a mai mult. Acum, ce vrei, dacă sunt obligat să stau aici, sunt obligat. Pe bune, zici că suntem sclavi, nu suntem... Noi ne-am făcut treaba mereu, n-am plecat niciodată cu treaba. Hai să nu mai dăm că v-ați făcut treaba mereu, că nu v-ați făcut treaba niciodată, de fapt. Și de drept, da? Cam asta e adevărul, adică acum asumați-vă. Ia uite-o pe asta, a venit și ea de 3 zile aici și face figuri. Nu înțeleg de ce li s-a pus pata pe mine. Nu am făcut nimic decât să muncesc. A venit mironosița asta din concediu. Și nu mai poate ea de noi acum. Stă și ne toarnă pe la șef. Tu ne-ai turnat. Da, mă, că eu altă treabă n-aveam. Ne-a turnat. Tu n-ai turnat, fată, tu ai vorbit cu șeful. Tu n-ai îmbărligat să ne oprească 15% auziți, din salariu. Auziți, eu altă treabă n-am. Chiar credeți că nu e vizibil, că n-aveți chef de muncă. Pe bune acum. Ce să fie, mă, vizibil? În 2 ani de zile noi n-am avut probleme cu șeful. Păi, știți, ai venit tu de 3 zile la muncă și deja ne-a pus oprire pe salariu. Ulciorul nu merge de multe ori la... Fii atent. Deci de-aia stai eu 3 luni acum cu 15% pe minus. Nu e vina mea. Bă, dar tu altă treabă n-ai? Să mor eu, altă treabă nu ai? Păi de nu. Ce ai venit? De ce te-ai întors? Ne faci nouă cheie aici? Eu nu am spus nimic nimănui. Și fără tine, ce înseamnă asta? Ia mai bine ia-ți tu catrafusele și mută-te în birou singură. Ia stai puțin, Andrei, liniștește-te. Fată, tu ai făcut așa, ai discutat cu șeful. V-am spus că nu, nu aveam de ce. Și de unde știi acum, ne-a văzut pe camere? Bă, dar în 2 ani de zile nu ne-a văzut pe camere și de când ai apărut tu de câteva zile, în 2 săptămâni, deja s-au schimbat o grămadă de lucruri aici. Păi și e vina mea? Nu. Păi nu. A lui soacră mea e vina. Păi nu, nu e vina mea, dacă voi nu munciți. E vina ta. Deci lucrurile se legă. Recunoaște dacă ai... Fii atentă, lucrurile se legă. De când a apărut ea, au apărut și problemele. De atunci ne întreabă ăla dacă suntem gata, de unde ne sună când nu suntem aici, suntem la cafea, că se uită pe camere. Dar înseamnă mi se pare vorbești... normal să fiți trași la răspundere pentru un lucru pe care băi, nu mi se pare normal să fiu tras la răspundere dacă nu fac treaba. Atât timp cât eu mi-am dat toate proiectele la timp, nu trebuie să fiu tras la răspundere. E problema mea cum mi le fac și când mi le okay, fac. Ok, și ce fac? Dacă mă tragi pe mine păi la răspundere? Te trag pe tine la răspundere, că tu vii aici și nu ești în stare să-ți faci treaba, stai până eu la nu fac treaba? Păi da, fetiță, că tu stai până la 12 noapte aici. Păi și e problema mea. Păi nu, din cauza ta ne-ai creat nouă probleme. Na, neamul tău, ce-ți face? Am avut încredere în fetița asta, am considerat-o ca pe sora mea, dar și-a bătut joc de bunătatea mea. Diana e chiar fraieră dacă acceptă să-i facă cumnata sau una ca asta și nu ia măsuri. Uite,
rude. Eu zic să nu mai... Recunoaște, ai discutat cu șeful tu ceva pentru că... Eu zic să nu băgați vorbe în gură, pentru că eu n-am vorbit cu nimeni nimic. Nu băgăm vorbe în gură, dar prea bate la ochi. N-am avut probleme atâta timp și acum ai venit tu și s-au întors toate cu fundul în sus. Eu cred că... Tu ești conștientă că eu am ceartă cu nevastă mea acasă? Că iau mai puțin bani acum? Păi și de ce nu muncești? Păi tocmai că eu muncesc. Mie nu mi se pare că muncești. Nici tu, nici tu. Asta mi-a turbat. Da. Deci nu mai e chef, nu să beau cafea. Și dacă te liniștește mai mult, eu am primit și o mărire de salariu. Poftim. Poftim. Ce ați auzit? Cred că după faptă și răsplată, nu? Adică tu deci ai primit mărire primit de salariu și banii nu ne-a pus? Noștri sunt la ea. Asta ne-a turnat, asta a venit și ne face cheie. Uite-te încoace, dacă până la sfârșitul anului ăsta nu ne dă afară, că baga asta strâmbe... Probabil o să vă dea afară dacă nu munciți, nu din cauza mea. Auzi, ia mai bine, ia strânge. Auzi, ia, hai, te rog frumos. Ăsta a fost locul meu de la început, ieșiți, vă rog băi, frumos. Băi, știi ceva hai cu locul tău? Hai. Scrie acolo numele tău, nu scrie. Hai, te rog. Bine, întreabă-l pe șeful, cu este locul. Hai la o cafea, nu mai suprop asta. Deși scopul lor este să lucreze cât mai puțin cu putință, Andrei și Diana se consideră nedreptățiți și, cel puțin Diana, nu concepe să accepte așa ceva fără să plătească niște polițe. Plină de invidie, deja s-a și gândit la un plan. Bună, ce faci? Uite ce să fac, nu trebuie și eu. Trebuie să ne vedem urgent, trebuie să discut ceva cu tine. Bună, ți-am întrebat ceva? Nu pot vorbi la telefon, vreau să ne vedem față în față, chiar nu pot discuta la telefon. Bine, haide-mi zi repede acum. Nu pot, da, este foarte urgent, trebuie să discutăm, dar vreau să te văd. Nu pot să discut prin telefon. Ne vedem la supermarket acolo, în zona mea. Bine, în cât timp ajungi? După program. Când termin? De acum hai la masă, dar la pauză de prânz, la două. Bun, perfect, hai, ne vedem acolo, da? Bine, hai, te aștept. Nu te speria, vorbim când ne întâlnim, te pup, pa. Nu credeam că o să fiu nevoită să fac asta, dar trebuie să-i dau o lecție Laurei. Ah, în sfârșit. Nu mai veneai odată? E cam înghețat de frig aici. Stai, lasă-mă încet, că și așa m-am grăbit. Ce tot e așa important? Fii atent. Trebuie să spun ceva. Dar îmi promiți că rămâne doar între noi doi. Te-a părăsit George? Nu, nu e vorba de George. Atunci ce, ești bolnavă? Nu, nici bolnavă nu sunt. Păi? Este vorba despre ceva, dar nu vreau să discuți absolut nimic. Vreau să rămână între noi doi. Ce-i, mă, ce-i? Dar și la telefon erai așa disperată? Ce-i? Eram disperată pentru că se întâmplă niște lucruri de care tu nu știi. Este vorba despre soția ta. Laura. Soția ta fidelă, exact, despre Laura, care de când a venit în firmă, așa? Nu mai există niciun pic de liniște, nu mai există niciun... Stai, mă, stai! Vorbim de Laura aici. Da, vorbim despre Laura. Tu nu știi cu cine ești însurat. Fata asta o să suporte consecințele, pentru că n-a știut să-și țină gura. Nici pe ea n-a durut-o când m-a părât la șeful. Tu nu știi lângă cine pui capul pe pernă noaptea? Păi ce a făcut Laura ca să... A făcut foarte multe, tu nu știi. Spune-mi, doar pe tine, mă fierbi, de când a venit în firmă, da? Da. Umblă cu niște hârtii pe holurile firmei. Așa trebuie să facă, să-și facă treaba, nu? Nu, insinuează că muncește, dar ea de fapt stă cu ochii pe noi să vadă care, cum, ce face. Bagă râcă între noi, că ăla face așa, că ăla face așa. Și se duce la șeful și așa? Spune toate, tot ceea ce facem noi acolo tu în firmă, înțelegi? Laura nu face așa, nu, nu cred crezi? Eu. Nu cred eu că-ți face ție, la, mai băi, ție. Cipriane, trezește-te la realitate. Laura, să-ți facă Laura, ție, sora exact, mea, da, să-ți facă ta, cumnata ta, ta. Da. S-a dus la șeful și așa a vorbit foarte, foarte prost despre noi. Ce a vorbit despre voi? Chiar vreau să știu. Ia vorba de, dintr-o parte, o duce în altă parte. Umblă pe la toate calculatoarele să vadă ce așa vorbim, ce facem, se duce la șeful așa și face capul atât. Și ce tot ceea ce se întâmplă, una cu alta, da, din ce, cauza ei. De ce să ducă fix nevastă-mea la șeful? Fraie, rău și Ciprian ăsta. În locul lui mă duceam peste ea. Stă el să desfacă firul în patru. Tu știai că pleacă câte două, trei ore de la firmă? I-am văzut eu cu ochii care mei. Care e, mă? Cu șeful. Cine, mă, Laura cu da, șeful? Da, măi, Laura, amândoi dispar câte două, trei ore, merg și se întorc la aceeași oră, amândoi. Du-te, mă, de aici, că Laura stă la muncă și muncește atâta timp.
Ciprian, ne trezește-te până nu e prea târziu, ascultă-mă ce spun. La ce să mă trezesc, sora mea? Toate încep să se lege, dar parcă tot nu vine să cred că Laura mă înșeală. Auzi-mă, Cipriane, tu știai că ea a avut mărire de salariu? Ce? Poftim? A, nici asta nu știi. Ia uite câte lucruri nu știi. Știai că eu am oprire pe salariu? Tu? 15%, da, din cauza ei? Știai chestia asta? Cum? Am mai vorbit și eu cu Andrei și am convenit să scăpăm de Laura. Pentru liniștea noastră. Cipriane, pentru toată situația asta, soția ta e vinovată. Iar eu voi plăti. O să am discuții cu soțul meu. Așa. Din cauza faptului că mi-a luat 15% din salariu. Tu realizezi ce a făcut soția ta? Deci spune-mi adevărul acum. Diana, te rog frumos, nu mă minți. O să te pun față în față cu Laura. Ia ascultă-mă, nu trebuie să mă pui față în față. Eu atât îți spun. Stai pe urmele ei, urmărește-o și vezi ce face soția ta. Oricum, ești un papă lapte. Fă ce consideri dacă înainte să știi că nu mă mai bag. Ai înțeles? Inițial n-am crezut-o pe Diana. Dar acum, dacă mă gândesc mai bine, s-au aprins niște beculețe. Cu Ciprian pe urmele ei, poate Laura o să o lase mai moale. O să nu vă pun față în față și o să vă calc în picioare. O să realizez singur că am avut dreptate. Să nu te întorci să-ți ceri scuze. Bună ta! Poftim? Gata! Cu o înțelepciune ieșită din comun, Ciprian a tras concluzia și nimic nu mai poate să-l convingă că lucrurile stau altfel. Bună! Bună! Ce faci? Ce să fac? Vezi? Savurez o masă delicioasă, că de nevastă mea nu știe să mai facă mâncare. Unde e copilul? La Măta. Poftim? Am nevoie de liniște și nu pot să fac absolut nimic. Vreau să mă duc să-mi iau copilul la casă. Dar copilul ăsta, serios, chiar nu mai are casa lui și el de tot timpul plecat, tot timpul plecat. Altă treabă tu nu ai decât să stai cu ea. Băi, femeie. Dar tu chiar nu ai bun simț în tine? Se simte abandonată de tine. Ți se pare că eu nu-mi fac îndatoririle de mamă? Atâta timp cât eu mă trezesc prima oară, mă ocup de ea, plec la muncă, când mă întorc de la muncă, mă ocup de ea. Chiar dacă mă întorc mai târziu. Și te întorci când? Și mâncăm ce? Ți-am spus că... Uite ce mănânc, o conservă de pește. Și ce are? Nu e bună? Stă în gât sau ce? Că nu înțeleg. E foarte bună. Laura, alții n-au nici ce pune pe masă. Laura, m-am căsătorit cu tine ca să mănânc conserve de pește și să stai peste program? Te-ai căsătorit cu mine să fiu slugă? Nu mă înțelege greșit. Nu vreau să fii slugă. Dar vreau măcar acolo respectul tău față de mine, ca soțul tău. Ți-am spus că este o scurtă perioadă de timp în care vreau să obțin niște contracte. Atâta tot, poți să înțeleg sau nu. Și că veni vorba de muncă. Când aveai de gând să-mi spui și mie de mărirea de salariu? E vorba de 500 de lei. Să înțeleg că m-ai bârfi cu sora ta sau ce? Unde crezi că duc banii? Nu i-a duceam în casă? Puteai măcar să ta, să vezi dacă i-a duc, nu? Eu trebuia să fiu ultimul prost care află, în primul rând. Și în al doilea rând vreau să știu și eu, că eu am mai auzit ceva. Dar vreau să știu, din gura ta vreau să aflu. Ce? Treaba asta cu șeful tău. Ce treabă cu șeful meu? Ce e între tine și șeful tău? Poftim? Cum poftim? Măi, ai luat o raznă. Cum poți să mă întrebi așa ceva? Cum poți să mă întrebi ce e între mine și șeful meu? Ești...
Tu realizezi ce spui? De ce? Stai puțin. De unde până unde? De ce mă întrebi acest lucru? Am auzit și eu din sursele mele. Din sursele tale? De la sorta? Sau de unde? Da, de la Diana. Și tu o crezi pe Diana? Și vrei să te crezi pe tine? Păi de ce să nu mă crezi pe mine? Ce Băi, treabă nu mai să am un pic de încredere în tine. Băi, deci tu și ai luat doar Și toate s-au legat. De-aia nu mai ai tu, timp de noi. Că am o treabă cu șeful meu. Da. De ce Diana e acasă de vreme și tu ești târziu? Pentru că Diana este o leneșă. Dianei nu-i place munca, de aceea. Și în continuare o păstrează la serviciu. Eu știu că un om când nu stă la serviciu, cum mi-ai spus, că nu stă, că pleacă... Nu-și dă interesul. Nu-și dă interesul? Nu. Și trebuia să fie dat afară de mult. Dar uite Au că nu e dat afară. Au nevoie de oameni. Uite că nu e dat afară. Diana se simte cu musca pe căciulă și vrea să-mi facă probleme și acasă și la muncă. Mă interesează foarte tare acest contract cu chinezii. Foarte tare. Și tu trebuie să înțelegi acest lucru. N-am nicio treabă cu Sebi și pe deasupra este și însurat, ca să stai tu liniștit. Dar de unde știi tu că e însurat? Vrei să-ți aduc o informație? Să fii la curent cu toate informațiile despre amantul tău? Să te anunț te că auzi? Sebi este în prag de divorț. Dar nu mă interesează să dacă te anunț tu... că Sebi este în prag de divorț. Da? Dacă tu o crezi pe și sora ta, timp înseamnă că tine. Avem o problemă reală. Deci dacă tu o crezi pe sora ta și mă blamezi pe mine, înseamnă... pur și simplu chiar nu te pot crede. Nu, înseamnă că noi doi avem o problemă reală, pentru că tu mă blamezi pe mine, iar eu nu sunt vinovată. Nu te cred. Nu sunt vinovată, te ce rog frumos să înțelege, nu am nicio treabă cu nimeni. Ai luat-o razna, serios. Sebi, dacă mai aud numele ăsta, o să explodez. Ok, hai să spun ceva și închei subiectul. Ori îți dai demisia, ori divorțăm. Pentru că mărirea de salariu ai luat-o nu pe merite, ai luat-o pe alte merite. Și știm noi doi de care. Ești foarte nesimțit, atât am de spus. Nu știu ce ți-a spus Diana. E clar că nu mă place și ai inventat de la ea. Dar eu atât îți spun, nu am treabă cu absolut nimeni. Ciprian nu-și dă seama că dacă eu demisionez, dau cu piciorul la o super oportunitate și pe deasupra mai pierdem și o grămadă de bani. Supărat, nevoie mare și de-a dreptul sărac cu duhul, Ciprian consideră că trebuie să-i dea o lecție Laurei, așa că într-un acces de bărbăție își ia fetița și pleacă o vreme la mama lui. Păi, de ce mama să dorme aici? E mai bine să fiu aici. M-am cam certat cu Laura și nu prea vreau să mai văd. Te împași cu ea acum, te duci acasă, mama, cum? Te duci la nevasta acasă? Nu pot continua cu orgoliul rănit. Între mine și Laura nu o să mai fie la fel. Ciprian trebuie să meargă înainte la soția lui și să găsească o cale de mijloc. Eu cred că Laura mă înșeală cu șeful ei. De fapt, nu cred, sunt convins. Sunt sigur, 100%. Eu nu cred așa ceva. A avut dreptate și Diana când mi-a spus. Nu te mai lua după Diana, ți-a spus. Diana totdeauna le înflorește și nu te mai lua. Ea când vede pe câte cineva că e bine, parcă zici că e un făcut tot să facă ea, să-și bage ea nasul. Să strice o căsnicie, nu știu ce se întâmplă cu ea, dar de când o am e așa. Poate că și mama are dreptate, dar trebuie să se pună și în pielea mea. Eu sunt prins între ciocan și nicovală. Mamă, Laura mă înșeală, sper că înțelege asta. A, nu e adevărat. Măcar pe mine să mă crezi. Adică eu sunt copilul tău, nu Laura. Tu cu mine ar trebui să-ți... Păi tu zici că te înșeală Laura datorită faptului că ți-a spus Diana. Diavolița asta de Diana i-a băgat prostii în cap lui Ciprian și el nu le-a luat de bune. Dacă sora mea nu simțea că Laura mă înșeală, nu venea să-mi zică. Sigur nu-mi făcea rău. Laura chiar mă înșeală cu șeful ei. Te rog să ai încredere în mine. Mama, nu e adevărat. Diana vorbește numai prostii. Numai prostii. Așa a vorbit și de vărul tău. Că se droghează, că... Și ăla e bolnav săracul de când s-a născut. Și ea spune că se droghează, că se... Nu știu ce. Numai prostii vorbește. Parcă zici că e... Nu știu ce să mai zic de copilul ăsta. Nu mai te lua după ea. Nu strica tu căsnicia și te certat-o cu... Oricum, la mine Laura din cauza am lui avut Diana. Deja discuție cu Laura. I-am spus să încerce să plece de la locul de muncă. Nu-mi place să mai stea acolo. Ori pleacă, ori dacă nu, până la urmă nu am ce să fac, mamă, și divorțăm. Eu sunt convinsă că nora mea i-a fost tot timpul fidelă.
Nu e genul ei să calce strâmb. Mama, fata asta aduce foarte mulți bani în casă. Și nu poți să zici tu să plece de acolo, că ți-a băgat sora ta niște prostii în cap. Ciprian nu pare băiat rău, dar nu sclipește de istețime mititelul. De fapt, s-a supărat pentru că soția lui muncește și pentru că este apreciată. Acum, lăsând ironia la o parte, trebuie să spunem că biata Laura este strânsă cu ușa. Bună, Laura! Ce te pot ajuta? Chiar voiam să vorbesc cu tine, sincer. În legătură cu raportul pe care mi-ai dat aseară, avem clientul la chinez și sunt destul de entuziasmat. Ce mai faci? Știi, eu nu o să te rețin mult și... Ce s-a întâmplat? Am ceva probleme acasă. Când spui probleme... Să-mi dau demisia, cred că este cea mai mare prostie din viața mea. Și sunt convinsă că o să regret enorm. Uite demisia mea. Să știi că nu o să plec imediat, o să stau în preaviz și apoi o să încheiem colaborarea. Ce-i asta? Vorbești serios? Mai e la mișto? Nu, dar v-am... Laura, avem un client important acum, din China. Tocmai vorbisem cu el să mergem în Shanghai. Despre ce vorbim? Știu doar că eu am probleme acasă și ce chiar fel de nu probleme? Am... Să știi că nu te accept. Vă spun sincer, nu accept. Nu știu ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Ai o ofertă mai bună, poți să-mi spui. Putem... Nu este vorba despre asta. Dar despre ce e vorba? Îmi iubesc foarte mult copilul și soțul. De aceea, întotdeauna vor fi pe primul plan. Uite, bărbatul meu crede că eu și tu avem o aventură, nu știu. Glumești, nu? Nu. Cum adică? Și pur și simplu mi-a dat de ales între job și familie. Dacă nu, mi-a spus că o să divorțăm și nu vreau să-mi pierd familia, îți dai seama. Te-a agresat în vreun fel, verbal, fizic? Nu, sau... nu. Mi-a dat doar dar de ales. E absurd. Știu că este absurd, dar... Laura, eu nu-mi pot permite să pierd cel mai bun om al companiei. N-am făcut-o niciodată pentru un angajat, dar pentru fata asta chiar am să mă zbat. În ultimul timp am lucrat foarte mult și am ajuns târziu acasă și probabil acest aspect i-a dat de bănuit. Nu am ce să fac. Trebuie să aleg familia mea și te rog să-mi accepti demisia. Nu accept, nu pot accepta. Te duci și discuți cu el. Dacă nu, vin eu și discut cu el. Nu. Nu ai avea ce să discuți cu el, nu. Mi-ai creat doar probleme. Este fixat pe acest lucru și nu mi-a dat de ales. Chiar trebuie să mă înțelegi. Laura, nu pot permite să pierd un om ca tine în companie. Spun sincer. Și eu te respect foarte mult. Și ca om, și ca coleg, ca ce vrei tu. Uite, luați-vă o săptămână pe undeva, vă plătesc eu, nu nicio problemă. O poți lua ca pe o primă, din partea companiei. Doar ar voi doi. Interpretat... Deci... Nu. Ar interpreta asta, nu. Îți dai seama, nu. Laura, va trebui să rezolvi problema cu el. Eu nu accept demisia ta. Sper ca Laura să-și lămurească problemele de acasă și să rămână în companie în continuare. Chiar trebuie să plec, te rog să înțelegi. Nu pot accepta. Aia va rămâne acolo. De fapt, o poți lua cu tine. Te rog, înțelege-mă. Nu am cum să înțeleg. Pentru Sebi, demisia Laurei este o lovitură grea pe care nu are de gând să o accepte stând cu mâinile în sân. Mai mult, nici cuscrele nu au de gând să lase o căsnicie să se destrame atât de ușor. Așa se explică vizita pe care mama Laurei o face mamei lui Ciprian. Cuscră, mare beleasă a bătut asupra noastră. Cum o scoatem noi la capăt cu copiii ăștia? Trebuie să găsim o soluție să îi împăcăm pe copiii ăștia, pentru că nu se pot despărți dintr-o invenție. Cuscră, uite cu ce propunere vin eu la tine. Acum, ce părere ai și tu? Să convocăm toată familia, cu pretext că facem o petrecere mare, că eu am vorbit și cu bărbatul și el mi-a dat o idee, să facem o petrecere precum că am face petrecerea de 40 de ani, nunta de rubin. Ceva de gen. Să putem să-i ținem câteva zile. Și o să vină cu toți, cu copii, cu toți. Cu toată lumea, cu facem petrecere mare. Tot. Și după aceea putem să-i trimitem undeva la munte, să se recreeze și un pic. Că sunt prea stresați. Da. Poate și din cauza stresului unde sunt stresați, da. Așa. Eu simt că nora mea nu l-a înșelat pe fiul meu.
Dar numai că cu cuveaua asta bagă râcă între ei. Eu să nu-mi aur vorbe de fata mea că ea n-ar face așa ceva. Doamne ferește, dar departe de mine gândul ăsta. Cine a zis așa ceva? Că o bănuiește cineva pe Laura. M-am stat și m-am gândit, fata mea nu ar face așa ceva. Ea a fost o fată foarte cu minte. Stai, dragă, liniștită, că nici nu se pune problema. Păi ea, în clasa 12, no. Ea îmi venea mie, ea la ora 9 era în casă. Stai liniștită, nu se discută, nu se pune problema asta, nu. De-aia și vreau să facem, de-aia și-mi zis să ne înțelegem și să vorbim, să stabilim și să-i trimitem, pentru că nu se mai poate. Da. Nu. Dacă noi nu facem ceva, păi ajung la divorț. E păcat, are și copil, cum? Adică, Doamne, dar nici nu mă gândesc la așa ceva. Trebuie să facem, că sunt copiii noștri și ne doare sufletul. Sigur de copilașul ăla care l-are. Nu? Bună seara! Ce faci, mămică? Bună seara! Bine, mă, ce cu tine, Diana? Ce faci? Uite, am venit să te văd și un pic, că mi-era dor de tine. Ai, mamă mică, eu da? De ce dor te apucă de mama. Sunt bine primită, nu? Da, mamă mică, da. Ce faceți? E curios că tu nu prea vii. Ce, cu tine te-ai venit acum? Am venit și o să-ți fac o vizită. Diana a reușit încă o dată să mă facă de râs. Să știi că nu îmi place ce am auzit de tine. Dar stai să vezi ce am auzit eu de Fita. Ce ai auzit tu de Fime? Fime e crescută? Cu frica lui Dumnezeu. A, păi nu, că vede Dumnezeu de acolo, de unde e el. Ce face? Ce s-a întâmplat? Trei, nu? Păi Diana, zic, mamă, te rog eu frumos, mămica, n-ai venit aici așa să faci... După ce că e atâta scandal în familia asta și noi vrem să nu știm cum să facem să fie bine, să facem familia din nou, să întregim familia, păi nu vezi că toată lumea face scandal și ai venit și tu acum să faci râc acum. Astea două vorbesc despre Laura ca despre o sfântă. O fi a sfânt, dar o desfințez. Păi ce vrei să faci, mamă? Păi ce să facem, mamă? O petrecere, nu? Ce putem să facem? O petrecere ca să-i unim pe copiii ăștia, să îi ducem să recreeze și un pic la munte, undeva la mare, unde o fi. Eu zic mai bine să renunți la petrecere și să faci un parastas. A, Doamne, maica, eu măi, nu cred Diana, că... mamă, numai la prostit, numai tâmpenia e în cap, măi, mamă, mă. Nu pot să-i spun nimic acestei fete... pentru că este fica cu scrimele pe care o respect și o iubesc. Ce împăcare, mamă, cu o femeie care își înșeală bărbatul? Ce împăcare să cauți? Dar de unde știi tu, mă? De unde știi tu? Ai văzut tu? Cum poți să acuzi? Da, eu vorbesc din fapte reale. Ea a făcut mărire pe salariu. Vi se pare normal ca după o lună pe alta să-i facă mărirea de salariu, iar mie să-mi scadă 15% din păi veniturile mele? Asta îți dă dreptul să spui că a ajuns cu el în pat? Am văzut mai multe cu ochii mei. I-am văzut și când au plecat din firmă împreună. Diana, te rog să ai grijă de casa ta. Și să te intereseze de familia ta. Nu de ce fac alții în casele lor. Am un dar de a scoate oamenii din sărite, ceva de nedescris. Și îmi place la nebunie să o fac. Hai, și eu zic să te duci acasă. Bine, mă. Hai. Of, măi, cu scră, nu știu ce mai face eu cu copiii ăștia. Nu știu ce mai face, nu vezi? S-au mărit, s-au dus la casele lor, acum le port grija. Când erau mici, că erau mici, acum că sunt mari, le duc grija și mai mult. Uite-te și tu. Nu știu, dar pe asta mică nici nu mai recunosc. E obraznică chiar și cu tine. Acum, s-au făcut și ei mari de autoritate, dar... nu mai sunt mici. Adevărul mă, ăsta e, trebuie să mai și gândim, dar... Nu poți să o acuzi așa, mă, nu poți să o acuzi. Planul Cuscrelor pare unul dătător de speranță, însă până să ajungă la el, altcineva le-o ia înainte. Dar totul depinde de Ciprian. Va avea el mintea de pe urmă? Greu de spus. Uite la desenul, da? Stai. Da. Salut, sunt Sebastian Enache, sunt șeful Laurei. Aș dori să purtăm o conversație, doar noi doi. Ca între bărbați, dacă se poate. Ce e, Cocoș? Ai venit să dai rotund în fața mea? Nu. Ăștia s-au pus pe mine. Vor să mă facă cu capul, să-mi o cânt. Lauro! Ce-i cu ăsta aici la mine la ușă? Ciprian. Aș dori să nu băgăm pe Laura în discuția asta. Dar ce treabă ai tu cu Laura? Laura doar și-a adus aportul către compania ta tot. Ce e o persoană mă, care... Mă. Mai încet, mă, omule, ciocul mai mic, scara asta nu e la tine la muncă. Mai încet. Ciprian, aș dori să purtăm o conversație civilizată, un dialog
cât mai decent. Dar vii la ușa mea să-mi spui mie ce și cum să vorbesc? Du-te, mă, nene, la tine, la birou acolo și lasă-mă pe mine. Nu vii tu la mine să mă Ciprian, înveți pe mine ce între mine și fac. Laura nu a fost nimic și nu va fi niciodată. Trebuie să înțelegi chestia asta. De asta am și venit. Să clarificăm lucrurile. Nu doar noi doi. Ce să clarifici tu cu mine? Du-te la tine, lasă-mă. Băi, omule, îmi pare rău pentru Laura că a ajuns în situația asta și trăiește un coșmar. Sebi nu m-a ascultat și cu siguranță prezența lui aici îmi va crea multe probleme. Omule, stai, vreau doar să clarificăm lucrurile. Atât o să-ți deschizi ochii. Ce să clarifici, mă, omule, cu mine? Bă, te rog frumos, nu, la dal vostru, nu, Ciprian, să-mi zici angajat, nu vreau să fie o problemă pentru voi. Ce problemă? Eu de asta am și venit aici, pentru că vreau să discut cu tine. Laura e cel mai bun om al meu în companie. Dar nu vreau că să-l nu pierd. Mă interesează asta, nu? Ești conștient. Eu sunt conștient, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu știu cine ne vrea rău sau cine vă vrea rău. Pentru că între mine și ea nu e nimic. Eu? Tu, ce cauți la ușa mea? Păi am venit să vorbesc cu tine, să spun că între mine și ea nu e nimic. Nu vă cred. E atât, e un om de bază din companie și chiar nu-mi permis să-l pierd. Nu știu dacă te explic. Tu te-ai nene de aici că eu nu te cred. Du-te la tine acasă, du-te la biroul tău acolo, vezi-ți de drumul tău. Ciprian, lasă-ne pe noi în pace, în relația noastră, în familia exact noastră. Exact de asta sunt aici. Du-te, vezi-ți de vreau să clarific tău lucrurile. Acolo, ce ai tu de făcut acolo? Vezi-ți de drumul tău acolo, te rog frumos. Da, nu poți să-i strici cariera dacă o iubești. Trebuie să o lași să se dezvolte într-un fel. Tu în momentul ăsta mie îmi dai sfaturi, sau cum? Nu, pur și simplu. Tu mie îmi dai sfaturi acum. Ar trebui să se respecti mult mai mult soția. Băi, omule, gândește la ea. Domne, la tine acasă, lasă-mă în pace. Nu știu cine ți-a băgat prostiile astea în cap, dar eu chiar nu am nimic cu ea. Îți spun sincer. Tu ai crede că eu sunt vreun terchea-berchea după stradă, să vii la mine, să-mi vorbești mie așa, să-mi zici mie ce să fac cu nevastă mea, ce să-i strig lui nevastă mea? Nu ce să ce fac să chestia asta. Am venit doar atât, să clarific lucrurile cu tine. Mai băi, tu ce să vorbești cu mine să clarifici tu, că nu ești tu, cine ești tu? Hai, pași de aici să nu iau să mă apuc de tine, hai. Am vrut să le salvez căsnicia, dar se pare că nu am cu cine discuta. Ce? Și tu de ce te uiți la mine? Ar trebui și tu și paranoia aia de sorta să mergeți la un control. Vezi cum vorbești. Să văd ce vrea să însemne asta. Să văd ce, mă. Ar trebui să ai grijă de copilul tău, să fii un tată responsabil și să-ți petrești timpul cu ea. Că iară văd că pleci cine știe pe unde. Da, plec. Am să plec, să uit că nevastă mea m-a înșelat cu șeful ei. Nu ți-ar fi rușine. Păcat de maică ta că e femeie de treabă. Nu e vina ei că a făcut așa copii ciudați. Și știi ce e ciudat? Când te-am luat, nu erai așa prostă, neagmă? Dar trebuia să-mi fi dat seama. Eu cred că ție ți-a urc cu binele și ai nevoie de puțin aer. Ia, haide! Măi, ce faci, Ciprian? Haide, haide, ce haide, faci? Lasă-mă! Hai. Măi, nebunit, Ciprian! Asta a pus capac. O să scap pentru totdeauna de infidela asta. Ciprian, deschide ușa! Măi! Ciprian! Măi, deschide ușa, te rog frumos, nu faci din asta cu mine! Online. Ciprian, deschide ușa odată! Te-am văzut de-a dată la afară? Băi, deschide l-ai ușa! L-ai pierdut și pe ăla, m-ai pierdut și pe mine și ce crezi? O să pierzi și pe fată! Ciprian, ai luat o raznă, o să deschide ușa! O să te decadă din lucrurile de mamă! Măi, deschide ușa! Bună vecină! Ce s-a întâmplat? A nebunit bărbatul meu! E, n-au nebunit. Nu mă crede, mă... Ce să creadă? O să râdă tot blocul de mine. Dar asta e. Facerea de bine se plătește scump. Crede că l-am înșelat și nu am făcut absolut nimic. A luat o razna, nu știu ce să fac. E, te iubește, s-a prins și el așa. Ce asta e iubire să mă dea afară din casă? E bărbat, ce să faci? L-a apucat și pe el, dar stai liniștită, se rezolvă. Eu îi spun adevărul și nu mă crede, zici că e... Stai liniștită. Adevărul până la urmă este la suprafață. Nici măcar vizita sinceră a lui Sebin nu l-a făcut pe Ciprian să se gândească cât de flagrant greșește. Speranța că lucrurile se pot rezolva reapare cu ajutorul mamei lui Ciprian, care reușește să pună la cale o întâlnire la care a ținut să participe și Sebi, șeful Laurei. Bine măi, mamă! Da, pe bune, am avut o discuție mai devreme. Am avut o discuție destul de serioasă. Ți-am spus destul de clar că eu nu vreau să mă mai împac cu Laura și pe lângă faptul că mi-ai adus-o pe Laura, mi-ai adus și pe asta. Măi, mama, nimic nu e adevărat din ceea ce spune Diana. Și hai să te convingi, hai să vezi. E bine să fii gelos într-o relație, într-o căsnicie, dar dacă acea gelozie depășește un anumit nivel,
deja relația devine toxică. Pe ce te bazezi tu? Pe ce te bazezi? Pe nimic. Sora mea nu cred că mi-ar putea face rău mie. Ține foarte mult la mine. Am și eu de ce te-aș putea face rău? Ai dreptate, niciodată nu ți-aș vrea rău. Eu de ce ți-aș putea face rău și sora ta nu? Adevărul că o relație... Am un copil cu tine chiar așa ușor. Poate fi înșelată și după 10 ani. Și crezi că mie mi-ar dea de să te înșel pe tine când copilul meu are un an jumate? Sunt alte femei care înșală și cu copiii de vârsta lor. Bun, dar nu vorbim despre alte femei, vorbim despre soția ta, despre mama copilului tău. Care m-a înșelat cu șeful ei? Ai văzut tu cu ochii tăi? Ernest, să știi că i-am urmărit. Poftim? Cum? M-ai da, urmărit? M-am urmărit imediat unde după ce Diana mi-a spus. A trebuit să mă conving cu ochii mei și într-adevăr... Și ce ai văzut cu ochii tăi? Mai tu-ți bagi joc de mine? Am nu ajuns să fiu urmărită de tine, nu ți-e rușine? Dar de ce? Ți se pare că n-ai meritat să te și urmăresc? Și ce ai văzut? Măcar ai sunt văzut cumva ceva fratele dacă tău, prietenul tău, amicul tău, sunt soțul nu, tău. Soțul meu, e normal să te urmăresc trebui... în cazul în care am un dubiu vis-a-vis ar de tine. Ar trebui să ai încredere în mine. Tu nu faci altceva decât să vorbești și să te plângi toată ziua pe lucruri care n-au la bază nicio realitate. Ba da. Băi, Ciprian, nu poți să nu observ că scumpa ta surioară, pentru care tu ai băgat mâna în foc, are așa un zâmbet foarte larg de satisfacție pe chip. Pentru că zice adevărul. Eu nu mint, eu spun adevărul. Minți, Diana, minți. Doamne, cât ești de nerușinată, cât tupeu poți să ai fetiță. Nu poți să spui chestia asta. V-am văzut de atâtea ori plecând din birou. Când atât? Ore întregi împreună. Ore întregi? Vorbesc serios? Da, care două, sunt trei acele ore întregi? Ați plecat împreună, ați revenit împreună la firmă. Eu n-aveam de ce să-l mint pe fratele meu. Și acest om care este șeful vostru, Diana, cum poți să minți pleacă așa? Doar cu Laura? Da. Sau mai are întâlniri de afaceri și cu alți oameni? Sau mai discută și cu alți angajați? Pleacă doar cu Laura? Doar Laurei îi oferă această atenție specială? Doar cu Laura l-am văzut plecând din firmă. Doamne! Diana, ce drept îi văd și eu! Am plecat, stai puțin că îi spun eu, am plecat de două ori. Am plecat odată la masă când am vorbit despre contractul cu chinezii. Exact, zis. Am vorbit despre un contract. A fost o întâlnire de afaceri, n-a fost o întâlnire de îndrăgostiți acolo. Trei ore. De mâncare. Te rog frumos, odată pentru totdeauna, măcar odată în viață, de când ești tu, fii sinceră. Știi, mamă, ce sunt te rog frumos, e fratele tău, nu-ți bătea joc de căsnicia lui. Are un copil la mijloc, mamă. Mamă, dar știi ce sunt curios? Care-i fata ta? Laura sau Diana? Văd că prei foc pentru Laura tu. Păi cine ar trebui să vă cunoască foarte bine pe voi, doi, dacă nu mama voastră, nu? Cine ar trebui, să-și dea seama când voi insiți? Atâta timp. Când n-ai prins-o și n-ai văzut-o cu nimeni și nu s-a întâmplat nimic? Da, ești atât de sigură, mamă, că eu foarte nu i-am prins? Foarte sigură, foarte sigură. Cine ai prins? Ai vreo dovadă când ai prins? Mai eu... Noi nu am fost și nu vom fi niciodată împreună. Despre ce vorbim? Eu sunt o persoană căsătorită, Ciprian. Da? Da. Suntem în aceea... Eu știu că ești în divorț. De unde știi tu acest detaliu, Ciprian? De la Diana, cumva? De la Diana. Bun. Și dacă eu îți spun că acest om nu este în divorț, ai avea vreun motiv să nu mă crezi? Dacă eu îți spun că el are o căsnicie fericită, ai avea vreun motiv să nu mă crezi? Ce interes aș avea eu vis-a-vis de căsnicia ta sau vis-a-vis de... Nu știu, Ernest, ce interes ai avea tu, dar știu ce interes ar avea sora mea. Ce interes? Ce interes? Ernest, nu i-aș vrea niciodată rău fratelui meu. N-aș minți cu așa Diana ceva. Diana, minți cu nerușinare. Femeia asta ține cu casa, trage pentru această familie. Înțelegi asta? Da. Bineînțeles. Ți-aduce aminte când ți-am spus să nu te iei după Diana? Când ai zis, mamă, că ia uite ce-mi face, că ia uite că mă înșeală. Deci, ți-am spus, nu te mai lua după Diana. Că nu ești copilul ei. Dar eu nu. Ascultă ce spun eu, uite-te la mine. Măi, uite, mamă, uite nici la Diana. Nu ai încredere în mine. Pentru că Diana, știi foarte bine, și la vărul tău, de când s-a născut bolnav de epilepsie. Și ea tot avea impresia că nu știu ce face, că se duce, că se... Că bea, că nu mai știu ce face. Mi-aduc aminte, dar a trecut. De ce crezi tu că noi toți te-am mințit, iar ea spune adevărul? Tu nu-ți dai seama că-ți bagi joc de mine și o să-ți pară rău, îți repet. O să-ți pară rău că-ți bagi joc de mine și mă judeci. Și nu am nici măcar pic de vină, nici măcar în gând nu ți-am greșit. Ai vrut probe, da? Ai vrut probe. Da. Ciprian, există. Ce probe? Ciprian, avem aici probe. Ce e vorba? E hartul de la firmă. Așa. Aici o să găsești toate înregistrările de pe camerele de filmare. Exact din ziua când soția ta a revenit la birou. Deci, tu în momentul ăsta îmi arăți și dovezi cu voi doi sau cum?
Doamne, cât ești de paranoic, omule, doamne. Tu nu vezi, vine la mine cu... Urmărește ăsta, te rog frumos, și după aia stăm de vorbă. Ai o oră, ai tot, atât am plecat, la cât am intrat. Să știi că există aruncă-l. Aruncă-l. Mai omule, nu ai vrut tu dovezi. Ai o oră, la cât am intrat. Nu ai vrut tu dovezi. Ați fi atât de tâmpiți și să vă duceți la voi la firmă în condițiile în care ești Diana prin zonă. Ciprian. Diana, Mihai. Dar știi ce poți să faci tu, Ciprian? Poți verifica dacă într-adevăr soția ta pleca așa de târziu, așa cum spunea. Exact, da? Exact. Că vine care e problema asta cu minciuna? Că la un moment dat te neci în ea. Și eu sincer, bun, pot înțelege ranchiuna, da? Pot înțelege răutatea unei femei. Pentru că Diana s-a obișnuit să muncească mai puțin, să bârfească mai mult, pot să stea cu fetele frumos, să-și comande chestii. De când a apărut Laura, s-a schimbat un pic treaba în firmă, pentru că Laura s-a întors cu chef de muncă și fetele au prins așa un pic ură, da? El nu vedea. Dar nici măcar despre asta nu este vorba acum. Vreau este să vorba despre familia voastră, este vorba despre nepoata ta, este vorba despre maică ta, adică tu ești în stare să spargi într-o mie de bucățele familia asta doar că ce? Doar ca să o înveți pe Laura o lecție? Vreau să te întreb și eu ceva. Tu o mai iubești pe Laura? Sigur că o iubesc. O iubești? Vede... Nu ai fost prea dacă o iubești, stai atât de mult. Nu. Și... O iubesc pe Laura mai presus decât pe ochii din cap. Dacă însă, mă iubeai, aveai am credere în mine. Am manifestat iubirea. Nu, eu... Fiecare își manifestă iubirea în felul lui. Este foarte greu să te conving de asta, dar surioara ta te minte. Recunosc că am exagerat un pic cam mult și știu că am dus situația asta adică într-o puțin, extremă. Tu m-ai mințit pe mine? Lasă-mă puțin să vorbesc, te rog. M-ai mințit? Am dus situația asta un pic... Unde? Într-o zonă în care nu trebuia să ajungă. Nu mă așteptam niciodată să... Să ajungi în situația asta cu soția Diana, ta. Diana, tu m-ai mințit pe mine. Asta ai vrut. Aici nu te-am mințit. Stai puțin, de fapt, cu ce m-ai mințit? Cu tot te-am mințit. Cu tot. Noi doi n-am avut nicio treabă. Ceva Diana, între Sebastian tot, și Laura, Diana. Te-am mințit, Ciprian. Ceva? Diana, mi-au mâna după tine. Te-am mințit. Asta încercăm noi să spunem, de la început. Nu, simplu, poți răspunde cu da. Sau nu s-a întâmplat ceva între Sebastian și Laura? Nu am văzut nimic concret cu ochii cum? Mei. Păi Diana mi-a zis că... Poftim, Diana. Sora ta. Doar că Diana am făcut eu niște legături. Sora ta. Diana, Ciprian, mi-am dat nevasta afară din casă. Am făcut eu niște legături. Ce legături? Între comportamentul lor din firmă, plecările, venirile puțin, care au fost. Ai văzut ceva concret? Ceva. Stai că deja aici... Nu am văzut ceva concret, păi dar am tras eu o concluzie. De unde tragi concluzii? Am exagerat puțin. Puțin? Se pare puțin că poți să te strami în căsătorie? Uite, ai făcut o mare nenorocire, ai făcut. Uite-te și tu ce era să faci. Mamă, nu! Repet, pentru ce? O mare nenorocire era să faci. Pentru câteva sute de lei. Pe drumuri, uite-te și tu și despărțești. Cipriane, știi pentru ce? Pentru câteva sute de lei pe care sora ta le-a pierdut de la salariu. Diana, tu chiar m-ai mințit pe mine pentru banii aia? Ah, ia uite, sora ta acum. Pentru banii aia? Uh-huh. Era copil că nu era fără mamă pentru niște bani? Ar fi trebuit să-ți iau mai mult de 15%. Niște bani și îți dădeam bani. Nu e vorba despre bani, e vorba despre bani aici. Păi și atunci... Hai să vă spun eu cum stă treaba. Ea și-a bătut joc de mine direct, iar tu ți-ai bătut indirect. Mi-ai înțeles? Deci eu am fost bătaia voastră de joc fără să fiu vinovată. Diana, în momentul de față, nici nu vreau să mai aud de mine. Dă numele Ciprian. Tău. Ești sora mea și mi-ai făcut asta? Ciprian, e sora ta. Ți-am spus să nu te iei după ea, dar totuși e sora ta. Chiar dacă a făcut ce a făcut, e sora ta. Eu țin la fetița ta extraordinar de mult. Dacă ținei, nu făceai asta, Diana. Nu am crezut că o să se ajungă aici. Am exagerat foarte mult cu situația în sine. Diana, nu și am vrut să de... o fac pe nevoata mea niciodată. Nu. Și în nu acest moment, minți. Pentru că fratele tău ți-a spus ce urma să facă, da? Dar știai, i-am sfătuit știai să că a dat-o pe cumnata ta afară din casă? Nu ai spus adevărul. Ernest, nu am avut decât nicio în momentul intenție în care ai aflat că ce, cu omul acesta te va da afară. Nu am avut nicio intenție să-mi fac
nepoțica mea să sufere, pentru că o iubesc exagerat de mult. Asta ai făcut, mi-ai făcut copilul să sufere, urma de fapt, încă n-a suferit, urma să-mi faci copilul să sufere pentru 200 de lei, 300 de lei care ți scădea el la salariu. Dar de ce n-ai pus soțul la treabă? Și pe merit. Să înțeleg că să recuperezi. Doar m-ai mințit? Nu chiar, pe bune. Chiar. Măcar uite-te în ochii mei și zi-mi. Dar uite-te în ochii mei, Diana. Nu poate să facă chestia asta. Frate, înțelege-mă și pe mine. Știi că e greu. Am interpretat totul greșit, îmi pare rău. Știu, știu. Am văzut negru în fața ochilor, n-am putut să reacționez. Te cred. Frumos. Ideea că trebuia să vin să clarific chestia asta. De când ești tu părăsită, Diana, mamă? Mamă, între mine și George lucrurile s-au răcit de mult. Da? Mi-a fost rușine să și spun. Când te-am întrebat eu de ce nu mi-ai spus, Diana? Îți este greu în momentul de față să spui adevărul, pentru că știi foarte bine că totul a pornit de la o simplă răutate. Da? Pentru că te-a deranjat faptul că Laura a pus osul la treabă. Laura, te rog frumos să mă ierți. N-am gândit. Ți-am spus. Te rog din suflet, pune-te în locul meu. Ciprian, 1000 de vorbe, un ban nu mai fac acum. Diana, eu chiar nu pot să cred că Ciprian, tu, sora mea, mi-ai făcut asta. Ciprian, asta am vrut să afli. Și de asta nu am renunțat. Iar cât despre Laura, te aștept mâine la muncă. Bravo. Așa. Nici măcar nu e vorba despre bani, ești Ciprian. Te-ai convins? E vorba despre răutate, înțelegi? O răutate. Gratuită. Sebi! Sebi! Stai! Frate, înțelege-mă și pe mine. Știi că e greu. Am interpretat totul greșit, îmi pare rău. Știu, știu. Am văzut negru în fața ochilor, știu, n-am putut să reacționez. Te cred. Frumos. Ideea că trebuia să vin să clarific chestia asta. Pentru că între mine, între mine și Laura nu există nimic și nu va fi niciodată nimic. Pentru mine e o mină de aur la mine în companie. Ideea că nu voiam ca așa ceva să ajungă la urechile nevestinii. Că atunci era grav, era foarte grav. Dar te cred, pentru că oricine sper poate fi crezi, în ipostaza asta, asta, nu e nicio problemă, nicio problemă. Ideea ca tu pe viitor să știi în cine să ai încredere și deschide bine ochii. Da. Mulțumesc mult și îmi pare tare rău. Nu e nicio problemă, ai grijă. Și te mai așteptăm pe la noi. Ok, ai grijă. Eu știu că nu ți-a fost bine, da? N-are cum să-ți fie bine. Un divorț este ceva urât. Știi bine asta. Poftim? Eu-s mama. Mai ales contextul în care divorț? S-a întâmplat. E vorba de divorț? Doamnă, chiar credeați că ginerele dumneavoastră, George, nu poate fi prezent de Paște, de Crăciun, că el muncește? De cu i-am ce pus se ocupă, întrebare. Doamnă, el? I-am pus întrebarea asta. Este cosmonaut și dar, atunci avea... M-a luat repede peste picior să nu mai discut că... Ne-am doamna, întâlnit pentru că în alte momente și în alte și fica tot timpul oricât i-a de puternică, fica dumneavoastră, oricât de puternică ar încerca să pară, este o fire sensibilă. Pentru că în momentul în care ești părăsită, da? Pentru alta, ești dată așa la o parte, nu? Precum o haină care s-a învechit. De când ești tu părăsită, Diana, mamă? Mamă, între mine și George lucrurile s-au răcit de mult. Da. Mi-a fost rușine să spun. Și când te-am întrebat eu de ce nu mi-ai spus, Diana? Mi-a fost rușine. Cum să fie de mama mi-era ta? Mi-era rușine să vin să-ți de spun mama că bărbatul meu a dat de o altă femeie și dar m-a părăsit. Dar cum ai putut tu să ți-ai ascuns atâta vreme? Acum înțeleg, probabil voia să facă și cu mine cum? Același lucru, să-mi distrugă căsnicia. Nu este adevărat. Dar de ce ai devenit tu așa de rea, Diana? Invidia, mamă, că a văzut că de sunt ce ai devenit așa de rea? Tu nu erai așa. Pentru că fica dumneavoastră nu a știut cum să-și exteriorizeze această durere. Mi-a fost nu ai știut că ai o familie sau ți-a fost rușine, singur ai spus. Da, mi-a fost rușine să vin să-i spun mamei adică, mele că... Cu ce ai greșit tu? Hm? Cum am greșit cu nimic pentru... și ești egoistă? Cu felul ei de a fi de aia probabil a părăsit-o. Știți, în momentul în care haosul acela, ca să nu spun da, mizeria, o iei și o acoperi undeva, sperând că va dispărea, ea nu dispare, da? Și poți răbufni în feluri diferite, acesta fiind unul dintre ele. Nu știu dacă neapărat tu ai vrut să-i faci un rău cumnatei tale, dar ai făcut-o. Da.
te-a făcut să te simți mai bine? Că i-ai văzut și pe alții nefericiți? Da, are răutate în ea, are foarte multă răutate. Nu m-a făcut să mă simt mai bine, pentru că nu am nimic personal cu ea. Foarte multă răutate ai. N-am crezut că ești, poți să fii așa de rea, ca fratele tău să-ți desparți tu propriul frate. Doamnă, dar gândiți-vă puțin că fiica dumneavoastră, de fiecare dată când vă vedeați, era zâmbitoare, avea o viață frumoasă. Dar că nu are scrupule. Nu afișa această durere, dar credeți-mă, în interior ea se chinuia și urla de durere. Păi ea a vrut, domnul Ernest, de ce? Că eu o tot întrebam. Mamă, nu a fost vorba de mine de aici. De ce n-a vrut să spună? E normal să te doară după atâția ani de căsnicie să te lase bărbatul pentru altă femeie. Da, mi-a fost rușine să vin să spun. Mi-a fost rușine să mă uit în ochii tăi să spun, mamă. Dacă să-ți bagi joc de fratele tău să-l desparți, nu ți-a fost rușine? Nu-i mai rușine așa să-ți desparți fratele decât să... Lasă-mă, ți-a fost rușine. Ce ți s-a întâmplat ție personal? Ți-a fost rușine să-i spui lui mamă? Nu am vrut să-l despart. Nu asta a fost intenția mea. Da, asta era să n-am nimic personal cu Laura. Nu vreau să-mi fac nepoții ca să sufere. Măi, dar tu după ce ai trecut prin divorțul tău, ce? Când i-ai auzit pe ce ei divorț? Vorbind despre divorț, când ai auzit că fratele tău a dat-o pe cumnata ta afară din casă, poftim. Ce ți-ai imaginat? Sorin, tu ai divorțat de George? El mai de degrabă el de ea și a găsit o altă femeie. Și eu n-am știut. Da, și ne miram că vine singură. Și eu n-am știut. Nu am vrut să spun nimănui. Parcă nu am vrut să spun nimănui pentru că mi-a fost încredere. Rușine. Dar nu pot când, să ai, când ai vrut să-mi spargi mie casa, nu ți-a mai fost rușine? Lăsați-o, vă rog frumos, să vorbească. Este clar că i-a fost greu, i-a fost rușine să vă spună ceea ce s-a întâmplat. Pentru că vorbim despre frate, mamă, deci dacă nu poți discuta cu fratele tău, cu mama ta, nu știu, poate poți discuta cu un străin în tren, că ăla nu te cunoaște, da? Nu știu, până la urmă, ce s-a întâmplat? M-am de ce nu ai putut că... să vorbești cu familia ta? Nu am putut să vorbesc cu familia mea pentru că m-am gândit că poate și atunci când o să le spun despre problema pe care o am, o să reacționeze la fel cum am reacționat și acum. Mi-a fost rușine să mă uit în ochii mamei mele și să-i spun că m-a părăsit soțul după atâția ani de căsnicie. Diana, una era să-mi spui asta, alta era să-mi spui mie ca să care mă despar de Laura. Diana. Și-a gândit deci tot. Ea mi-a amestecat lucrurile, că n-are nicio legătură una cu alta. Tu le-ai amestecat, nu eu. Mă sunai disperată, mă sunai. E urgent, e urgent, e urgent. Pentru că eu am crezut că între ei este ceva... Nu ai crezut nimic, nu mai minți, încetează să mai minți. Gata. Spune adevărul și cu asta basta, n-ai crezut nimic. Nu mi-ai zis că ai crezut, mi-ai zis că s-a întâmplat. A fost răutate gratuită și cu asta. Da, am exagerat. Nu mi-ai zis că ai crezut, ai zis s-a întâmplat. I-am văzut. Ok, de ce ai făcut chestia asta? Vreau să știu. Nu mai da pe cale, pe vale, că nu, că ai crezut, că n-ai... Tu n-ai crezut nimic. Știai de la bun început că între mine și Sebi nu este nimic. Știai de la bun început. De ce ai făcut lucrul ăsta? Vreau să știu. De ce? Măi, Laura, v-am văzut tot timpul apropiați. Măi, gata cu asta, cu v-am văzut apropiați. Spune adevăratul motiv. Îți este greu în momentul de față să spui adevărul, pentru că știi foarte bine că totul a pornit de la o simplă răutate. Da? Pentru că te-a deranjat faptul că Laura a pus osul la treabă. Diana, și că voi, și că voi erați puse, la muncă, nu? Și că voi erați puse într-o lumină proastă, nu? Zi, Diana. Trebuia să se dea ea pe brazda voastră, nu voi pe brazda ei. Trebuia să tragă și ea chiulul, nu? Care a fost discuția, Laura? Că de ce stai tu peste program? De ce-ți trebuie? Asta a fost. M-am gândit că poate vrea să fie bine văzută în ochii șefului. Nu, în momentul în care noi ne terminam programul și plecam acasă, toată lumea din firmă, ea rămânea tot timpul peste program. Asta nu înseamnă că am ceva personal cu ea. Spune-i ce gândeai tu. De ce? Ce gândești tu? Cine ești tu? Tu crezi că tot ce gândești tu e bine? De ce nu te confrunți cu realitatea? Mamă, eu am discutat cu fratele meu, i-am spus ce... Am considerat eu. Ce ceartă am avut eu cu Laura pentru asta? Eu chiar credeam că Laura mă înșeală pe mine. Când tu acasă ajungeai, jur, orei 5. Sora ta, tu crezi că te va putea ierta vreodată? Și ea ajungea târziu. Sau asta să chiar uite credeam că mă înșeală. Ceea ce ai făcut tu? Întrebarea n-am este alta. N-am să uit niciodată. Niciodată n-am Laura, să uit. Tu îl poți ierta pe soțul tău pentru comportamentul lui de 2 normal lei? Că m-ar putea ierta. Vai, am normal. Am întrebat-o pe soția ta. E dreptul tău să te ieri, nu? E dreptul tău, tu meriți. Iar voi trebuie Laura, pentru că aveți un copil. Pe mine cât sunt de gelos. Păi culmea, bănuiesc că nu prea te cunoaște în adevăratul sens al cuvântului. Laura, tu știi cât sunt de gelos. Te rog frumos. Și ar trebui să mă înțelegi. Te rog frumos. Nu știu, ai Ernest. Dat-o pe soția ta afară din casă, fără drept de apel, Ciprian. Bazându-te pe ce?
spusele surorii mele. Și chiar dacă ar fi fost adevărat și chiar dacă i-ai fi văzut cu ochii tăi, așa merită să te comporți cu o femeie? Nu merită, Ernest, dar nici nu aș fi acceptat. Tocmai că sunt cine, Doamne iartă, m-ar fi acceptat, scuză-mă. Dar nu așa te comporți cu o femeie, mai ales cu mama copilului tău. De-aia știe cât de mult o iubesc, știe cât de mult țin la ea. Cât de mult da, dar bănuiesc că ți-a văzut și latura mai urâtă. Băi, dar stați puțin, dar puneți-vă puțin în situația mea. Dacă ar fi venit frate tu să-ți spună ție că eu te înșel, tu cum ai fi reacționat? Cum aș fi Laura, reacționat mă cunoști. Eu? Cum aș fi știi reacționat sunt, eu? Aș fi... Sunt mai impulsiv, Laura. Trebuie să... Aș fi investigat, aș fi investigat și aș fi venit cu dovezi înainte de a te acuza. Laura, mi se pare ți-am spus. Normal. Am avut încredere și am avut încredere în tine. Încredere în ea, în pentru mine că n-ai mi-ai avut. Distrus familia și sper că ești mulțumită. Nu îmi vinovăție acum pe sora ta pentru ceva ce tu cum singur să ai făcut. Ce a făcut Diana? Te-ai întrebat mai devreme dacă am fi fost în locul tău, cum am fi reacționat. Ok, bănuiesc că tuturor ne-ar fi sărit rotițele, dar tu ai discutat cu soția ta, ai întrebat-o. Iar ea ți-a răspuns, ți-a spus adevărul, doar că tu nu ai vrut să auzi acel adevăr. Ai continuat, Ernest, pentru că i-ai urmărit, credeam da? Că și ce ai văzut Diana urmărindu-i? E sora mea și nu mi-ar putea face rău nici. Și da, Laura se pare este că soția ta. Se pare că uite că m-am, nu am gândit ce a trebuit, îmi recunosc greșeala, îmi recunosc vina. Ai întrebat-o pe soția ta cum ar fi reacționat dacă. Bun. Și dacă tu îi spuneai adevărul și ea nu te credea? Dacă tu îi spuneai adevărul și ea divorța de tine? Păi ar fi știut că o iubesc. Păi și? Tu nu știi că eu te iubesc? Adică tu ai scuză și eu nu? Cum vine asta? Măi, Laura, te rog frumos să mă ierți. N-am gândit. Ți-am spus. Te rog din suflet. Pune-te în locul meu. Ciprian, 1000 de vorbe, un ban nu mai fac acum. Te așa, rog să mă înțelegi. Să lăsăm faptele să vorbească și vom vedea. Din punctul meu de vedere, la finalul discuției cu familia, singurul lucru cât se poate de clar este că cei doi soți ar trebui să o țină cât mai la distanță pe Diana, prezența ei fiind una, evident, toxică. În ce îi privește pe Laura și pe Ciprian, deși ei nu au ajuns la o despărțire, nu cred că vor fi vreodată un adevărat cuplu armonios. Diferențele dintre ei sunt mult prea mari, iar într-o bună zi, Laura își va da seama că a făcut o alegere greșită care îi va îngreuna evoluția în viață. În cazul meu pe mama, trebuie să știu ce s-a întâmplat cu ea, de ce m-a părăsit. Maria! Maria, unde ești? Sonia! Sonia, stai un pic! Sonia, știi ceva de Maria? Poftim, are iubită la 16 ani și eu nu știu nimic. Aflu acum chestia asta? Cu Maria a găsit-o singură pe maică-sa, așa să o găsiți și dumneavoastră pe ea. Știi că cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem acum este să-i spunem lui Bogdan, nu? Dacă eu i-am promis ei că nu vă spun unde este, nu vă spun. Vă rog, nu vă supărați pe mine și nu mi-o luați în nume de rău. Atâți ani am ținut amândouă acest secret. Și acum ce faci? Acum ce faci? Promit că nu o să mai fac asta. Îmi pare extrem de rău că te-am mințit, tati. Maria, eu sunt mama ta. Poftim? Eu am crezut că tata e de vină și când colo ai fost tu. Ce fel de mamă ești? Gata, gata. Hai că o să fie bine, gata. Liniștește-te.